nu sunt la fel precum copiii de Buzău. Așa scumat. Doi copii de scumat. Mai dați-mi o focaccia. Opa. Bun. Face coadă ei, normal. Parcul ăsta o să fie punct de atracție pentru Crăciun acum, pentru că nu facem față la numărul de turiști. Sunt cam 30.000 pe seară. Grad de ocupație în perioada aia? Full. 100%. Adică o să schimb total strategia față de anii trecut. În primul rând că le extindem și în al doilea rând că vrem să devenim orașul gastronomiei Europei de Est. Și o să avem vinuri și bucătari din toată Europa de Est. Macedonia, Bulgaria, Grecia, Turcia. Toate țările cu bucătării. Da. În două zile te îngrași 5 kg.